dragi invitați! Iată-ne din nou împreună după 3 ani. Ținem să mulțumim și în acest an, în mod special, publicului clujan, care ne motivează și ne justifică zi de zi existența și munca. Bine ați venit la cea de-a 11-a ediție a întâlnirilor internaționale. Deja nu mai ajungeau în Herson. În anul 1989, orașul Jdanov a fost redenumit Mariupol și au fost discuții serioase dacă să ne schimbăm și noi numele din Jdanovka în Mariupolka. Însă asta nu s-a întâmplat niciodată. Nu se ajunge Pălăneță. 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 Tu e nașii Giulia. El o duce de acolo. Oxana, mică, sară, de doar. El vorbește pe tip Mânticaie și-l mâncam prăjit. Doamne, Dumnezeule, ce brută! Ivan Romanovici. Da, da. Al mamei. Al ei era. Dar cine știe? Poate că nici nu l-am spart. Poate ni se pare doar că l-am spart. Poate ni se pare doar că existăm. TV1. Marina a fost pentru
Festivalului Național de Teatru. Dincolo de toate astea, Marina este o prietenă foarte dragă a mea, a noastră. E o prietenă a Teatrului Național din Cluj și a Teatrului Românesc. În general, nu întâmplător, conferința ei se numește Teatrul Moran. Marina? Prezența mea aici, de fapt, este o formă de confesiune, de a mărturisi după 30 și ceva de ani ce m-a salvat. Mi-am dat seama în acești ultimii 2 ani și ceva că salvarea mea a fost, de fapt, teatrul și sensul vieții mele de a crede în iubirea pură. Destinul meu a făcut ca iubirea pură pentru mine să fie teatru. Pentru că, de fapt, provocarea teatrului este provocarea de a ne descoperi unii pe ceilalți. Ne-a ucis pe toți. Lumea de dinainte a fost cuprinsă de flăcări și fum. S-a sfărâmat și s-a dezintegrat. Sute, mii, milioane dintre lumile noastre au dispărut. Distruse pentru totdeauna. Ireversibil. Mariupol, Bucea, Gostomel, Irpen, Vasilkiv, Sum, Ohtyrka, Chernihiv, Izium, Popasna, Poenovaha, Kharkiv, Herson, Nicolae. Sunt orașe cu vânt. În ele trăiesc toți oamenii care au murit, care au dispărut, care au rămas fără adăpost. Asta e acum geografia mea. Odată cu începerea războiului. Practic, de fapt, i-a început puțin înainte de începerea războiului, în 2020, când au fost protestele din Belarus. A scris în timp real, în timp ce mergea la proteste, o piesă, Insultați Belarusia se chema. John Friedman, traducătorul lui de o viață, a tradus piesa și a răspândit-o practic în toată lumea. A fost tradusă în 20 de limbi și s-au făcut peste 150 de spectacole, lectură în toată lumea. Acela a fost începutul, așa s-a născut acest proiect, Worldwide Reading Project. Little words about my text. This is the commentary text, All Children, copia noastră. I was listening to Natalia and I was remembering those days, and it's even a little bit traumatic to remember them. Me and my husband and several my relatives, we were going west because there was a rocket attack, and we should go somewhere. Je veux dire que la guerre a commencé en 2014, déjà de la révolution de Maidan, de la révolution de la dignité. Ce război a început de fapt că din 2014, odată cu Maidan, cu revoluția. Sunt foarte bucuros că am reușit cumva să cooptăm doi ucraine în demersul nostru și am început repetițiile cu trei actori români, cu
doi soți ucraineni și cu fetița lor, Milada, care mai venea la repetiții, dar nu zicea niciodată nimic. Maidan Infernul este exact despre asta, despre alegerea. Ce alegi să faci? Lupți pentru ceea ce crezi, în ceea ce crezi, sau pleci capul și asta e. Ne-am ascuns în biserică și băteau la ușă ca o hoardă barbară. N-am făcut nimic. De ce toate astea? Nu pice. Intimidare. Voi sunteți niște mucoși care au început să se smiorgăie și cărora trebuie să li se dea o lecție. Vor să vă sperie asta. Albert.
e suficient. Am 45 de ani, sunt jurnalist și da, sunt rus. Știu că nu e o perioadă bună să fii rus, dar asta este, n-am ce să fac, sper să nu mă linșați. De când s-a anunțat audiția la Kursk, parcă tot orașul a nebunit. V-ați observat ce mulțime s-a adunat în fața cinematografului? Când am intrat, parcă aș fi trecut prin fața unui pluton de execuție, mi s-a făcut o rușine de... Da, de ce ți s-a făcut rușine, madame? Să schimbăm subiectul și să mă prefaceți că eu nu sunt aici. Sunt invitate la audiție femei talentate, înzestrate cu aptitudini artistice, cu precădere pentru dans și interpretare vocală. Liniște! Lăs pământ acolo, tin! Gata, că nu mă poate înțelege cu nebuna asta! Vezi, papucii ăștia, mă duc acasă și dacă ne merge gazul, aprind focul și pun pe foc. Să ardă tot, să nu mai rămână nimic după tine, nimic, nimic! Efortul și îl întâlnești până la urmă și îți aduce ceva, te inspiră, te bogățește, te ajută. Și alteori există întâlniri întâmplătoare în viața unui scriitor, în viața unui dramaturg, în cazul meu, care te tulbură, ele vin din neant, îți perturbă sau, în sensul cel bun, îți schimbă viața. Sunt întâlniri care te fac să scrii, care te fac să reflectezi, care te fac să te gândești la tine, la lume, altfel. Aceste întâlniri întâmplătoare, aș spune că reprezintă în acest moment materia a ceea ce vreau eu să vă povestesc. În această ducomasă. Sunt trei apariții editoriale foarte proaspete. Toate sunt, au apărut în acest an. E vorba de teatrul ca rezistență, domnul Alexa Visarion, cu o carte Caragiale vizionarul, pe domnul Liviu Malița, care vine cu un volum despre comunism, dramaturgie, societate, multe texte care ne vorbesc despre atitudinea, despre cum privim înapoi spre această perioadă urâtă, complicată a istoriei noastre. Thank you.
cercului, nimeni nu poate și nici nu are dreptul să-mi vorbească. Nimeni nu poate și nici nu are dreptul să mă atingă, să intre în cercul meu sau să mă privească prea insistent. E un fel de miracol pe care îl simt aici. Îți spun că ultima parte m-a lăsat, cum să spun, într-un fel de emoție și cu surpriza de a descoperi atâtea și atâtea imagini noi, situații noi. Penale? Nu! Meagă! Da! Învinuit, te recunoști că l-ai omorât pe Vicu Mugurel, zis pătrămă, zis cel groaznic? Nu! Meagă! Da! L-ai atacat cu cuțitul? Nu! Meagă! Da! Vicu Mugurel, pătrămă, a fost însă împușcat. Eu nu știu să trag cu pușca. Bine, s-a înjunghiat tot accidental! Dumneavoastră, credeți că e credibil ce spuneți, ce ziceți aici acum? Oricum mai credibil decât faptul că nu l-ați cunoscut. Bine, dar eu nu am pistol! Nu. Pentru tăinuirea de dovezi, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea. Instanța hotărăște suspendarea executării pedepsei de către inculpat cu posibilitatea de apel în termen de 15 zile. Constrânge, înțelegi?
lipsă de libertate. De obicei, când oamenii sunt atât de celebri, sunt mai în vârstă. Excepția întărește regula.